Pilat a luat din nou cuvântul și i-a zis: dar ce voiți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou: răstignește! Dar ce rău a făcut? Le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare: răstignește! Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slăbăzit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tun. N-a deschis gura, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci prin har am fost mântuiți, prin credință, și aceea